Primul lucru pe care îl facem atunci când ieșim din casă este acela de a face tot posibilul să fim în siguranță. Trebuie să avem grijă pe unde mergem pentru a evita să ne punem viața în pericol. Iar cel mai important moment din zi este seara, atunci când există riscul să fii victima sau martorul unei situații neplăcute. Cu ajutorul luptătorului K1 Sebastian Ciobanu, Sabrina ne arată cum să fim în siguranță tot timpul. Cel mai important lucru este să ne bazăm pe noi. Bună, Sabrina! Bine venit la Scorpions, la Fabrica de Campioni. Pentru început, vreau să-ți dau aceste mănuși, pentru că o să vei avea nevoie pe parcursul antrenamentului. Am înțeles că vrei să înveți să te aperi, ai nimerit numai bine aici, așa că hai să dăm drumul, te invit la vestiar. Să sunt mănușile Sabrinei, le voi ține eu, Sebastian, până când îi faci tu instructaj. Ok, nu? Pentru început, înainte de toate, trebuie să învățăm să ne punem echipamentul. E foarte important protecția mâinii. Spun că nu vrei să arăți la toată lumea că faci kickboxing să ai niște mâini accidentate. Așa, pentru asta trebuie să punem niște bandaje. Sabrina își dorește să se simtă în siguranță atunci când se află în locuri publice. Mă las pe mâinile lui Sebastian. Astăzi pe mâinile mâini bune. Da, ești pe mâini bune. Am venit la un campion, da? Învățăm recomand de obicei pentru toată lumea să facă acest sport, pentru că e un mod bun de congestionare și un mod bun de a te relaxa după o zi plină în care stresul este, după cum știți, prezent pentru toată lumea. În general, atunci când atragi privirile, sunt și unele categorii de bărbați care... Agresiv, da. Și aș vrea să învăț să mă... Să fii pregătită, nu? Să fiu pregătită pentru orice. Pentru autoapărare. Pentru început, luptătorul K1 ne arată cum trebuie să reacționăm atunci când o persoană necunoscută se apropie de noi în încercarea de a ne brusca. Stâng în față. Țin flexat, foarte bine, important, da? Aici, faci cu dreptul așa, în lateral, da? Și greutatea să o lași pe ambele picioare. Da. Un braț lovește, celălalt apă, da? Aici, lovitură direct de stânga, da? Aici, și las aici, lovim cu mondre, da? Un braț lovește, celălalt apă. Aia directa de dreapta. Aici, directa de dreapta, tot aici. Celălalt lovește, deci un braț lovește, celălalt apă. Așa. Și lovește pe asta. Da, pentru direct. Să lăsăm să arătăm și o lovitură de picior, da? De exemplu, vine cineva spre tine, da? Cu piciorul drept, nu mai trebuie să înveți să lovești cu ambele, da? Să fii, să te coordonezi, da? De obicei, o persoană când vine, trebuie să înveți să-l stopezi, da? Când vine pe tine, ori lovești, îl lovești direct aici în plex, da? Ori pui direct pe față, da? Când vine pe tine, pus, da? Iar antrenamentul nostru devine din ce în ce mai interesant. Poate o să te doboare. Da. Ia să vedem, Sabrina, să-i dai tare. Hai, da? Deci eu, da? Deci eu vin, da? Și eu stopez, da? Super! Hai, încă o dată! După ce ne-am încălzit bine și ne-am pus toți mușchii în mișcare, urmează proba de foc. Urmează să mergem puțin în pușcă. De obicei, în lupte, când intră doi luptători, iese unul. Așa eu cu siguranță voi ieși învingătoare. Bine, atunci hai să mergem la... Ai grijă, Sebie! Locul în care simți pe pielea ta cum trebuie să faci pentru a îți învinge adversarul. Eu zic, pentru prima lecție este de ajuns. Sabrina, cum te simți? Sunt foarte încântată, simt că sunt pregătită să ies acum pe stradă, mă simt în forță. Și nu am decât să te apel la adresa lui Sebastian, da. Ok. E mulțumită, Sebastian? Păi asta e ceva bun. Ce-ai învățat astăzi? Ce-ți place cel mai mult din toate... Să lovească. Să lovească. Să lovească, să lovească. Cu picioarele, cu mâinile, cu ambele. Da. Și acum... Forță!
gata, aici să vină putere maximă.